Natalia Enache vă prezintă știrile Pro TV. Bună seara și bun găsit la știri, iată care sunt principalele evenimente ale zilei. Virusul care a ucis deja 41 de oameni și a îmbolnăvit 1300 a ajuns și în Europa. Franța este țara care a raportat primele cazuri. Motive de spaimă sunt și mai aproape de noi în Turcia. Un seism violent de 6,8 Richter a dărâmat peste 100 de clădiri. Sunt cel puțin 22 de morți. Iar la noi un val de aer cald venit dinspre Mediterana a adus temperaturi neobișnuit de mari pentru luna ianuarie. Cel mai cald a fost la Curtea de Argeș și Târgu Jiu, unde s-au înregistrat 15 grade Celsius. Este teroare în Turcia după un cutremur de 6,8 grade pe Richter. Cel puțin 22 de oameni au murit, iar alți 1000 au fost răniți. Peste 100 de clădiri s-au prăbușit în câteva orășele din zona de est. Seismul a fost resimțit și în țările vecine și, spre spaima generală, a fost urmat de peste 60 de replici. De teama lor, oamenii au rămas afară în ger. Echipele de salvare ajutate de localnici răscolesc și acum dărâmăturile pentru a-i salva pe cei captivi. Atenționează scene care vă pot afecta emoțional. Cutremurul s-a produs la o adâncime de numai 7 km, iar epicentrul a fost localizat în apropierea orașului Sivris, o mică stațiune de pe malul unui lac. Seismul a durat câteva zeci de secunde și a provocat prăbușirea a numeroase clădiri, în condițiile în care, mai ales în provincie, locuințele respectă rareori normele antiseismice. Panicați, oamenii au fugit din case. Acoperișul unui imobil a luat foc, ceea ce a amplificat isteria generală. Unda seismică a fost atât de puternică încât a fost resimțită în Siria, Liban, Iran, dar și în Israel. Un post de televiziune din orașul Şanliurfa, aflat la aproape 300 de kilometri de epicentru, a prins în direct cutremurul. Kısa bir ara vereceğiz. Şu an depremi yaşıyoruz. Çok felaket sallanıyor. Potrivit seismologilor turci, cutremurul principal a fost urmat de peste 60 de replici, dintre care cele mai puternice au avut peste 5. De-aseară, echipele de salvatori scormonesc cu utilajele, dar și cu mâinile goale printre dărâmături, în condițiile în care temperaturile au scăzut peste noapte până la minus 8 grade Celsius. Din fericire, strădaniile lor supraomenești dau rezultate. Mai multe persoane, inclusiv o femeie însărcinată, au fost scoase în viață de sub moloz. Turcia, situată pe mai multe falii seismice, este frecvent lovită de cutremure. În 1999, unul cu magnitudinea de 7,4 a ucis peste 17.000 de oameni. Autoritățile de la Ankara susțin că și-au învățat lecția și sunt pregătite să facă față unor asemenea dezastre. Președintele Erdogan a trimis în regiune mai mulți miniștri, iar 400 de echipe de intervenție și salvare din toată țara au pornit imediat spre zona devastată. De asemenea, au fost expediate urgent corturi, pături și alimente. Săli de sport, școli și biblioteci s-au deschis pentru a-i primi pe sinistrați. Mai multe drone au fost desfășurate în cadrul operațiunilor de căutare și pentru a facilita comunicarea între provincii. Inevitabilul s-a produs. Virusul care înspăimântă omenirea a fost confirmat pentru prima dată în Europa. Este vorba despre 3 cazuri apărute în Franța. În total, 11 țări au anunțat cazuri de îmbolnăvire, iar numărul deceselor a ajuns la 41. Deocamdată toate în China, unde sunt și 230 de oameni în stare critică. Situația este cu atât mai alarmantă cu cât în orașul Wuhan, de unde a pornit nebunia, stocul de produse medicale este limitat. Un semn rău stă și în faptul că autoritățile chineze vor să facă în timp record 2 spitale destinate exclusiv celor infectați. Statele Unite, Franța și Rusia plănuiesc să-și extragă cetățenii din epicentrul epidemiei. În Wuhan, punctul zero al epidemiei, spaima și frustrarea cresc de la oră la oră. Gările sunt păzite de soldați cu arme automate, iar responsabilii spun că rezervele de măști și medicamente sunt pe terminate. Printre victimele coronavirusului se numără și unul dintre doctorii care i-au tratat pe primii pacienți infectați. În tot acest timp, 450 de medici și asistente din Armata Populară de Eliberare au ajuns cu avionul în Wuhan ca să se alăture echipelor locale, cu totul depășite de situație. Pe rețelele de socializare circulă scene disperate. Spitalele sunt luate cu asalt, așa că posibili purtători ai virusului stau cu orele umăr la umăr cu alte sute de oameni care așteaptă să le vină rândul în camera de gardă. În aceste imagini vedem corturi rudimentare ridicate în
parcările spitalelor pentru a putea primi surplusul de pacienți. O româncă stabilită de câțiva ani în China tocmai își vizitează familia din Gorj, profitând de zilele libere cu ocazia anului nou chinezesc. Jurnalista Ioana Gomoi povestește cum este trăită criza în Beijing, departe de zona focarului. Foarte multe măști de la soldați, când soldații nu au voie să poartă mască în public. În momentul când am văzut soldații cu mască, am conștientizat, da, se întâmplă ceva, este serioasă treaba și trebuie să o luăm în serios. E panică, evident că este panică. Am un rucsac plin de măști. Ni s-au dat măști la muncă. Între timp, autoritățile au extins carantina în cel puțin 12 localități din jurul orașului Wuhan. Între zecile de milioane de oameni afectați de restricții se numără și occidentali. Un profesor american blocat și el în Wuhan recunoaște că îl cam înfricoșează confuzia legată de durata măsurilor de carantină. Personally, I have enough to live for a while, but the comfortable stuff would be it's probably going to run out in about 4 or 5 days. Yes, I could theoretically make rice for the next month or two and eat nothing but as you can imagine that, like I said, wouldn't be comfortable. But the problem was that there's no transportation in the city right now other than private vehicles, so getting to a store may be a bit of a challenge. Unii experți sunt de părere că virusul va fi extrem de greu de stăpânit dacă se transmite înainte ca bolnavii să manifeste primele simptome. Este unul dintre motivele pentru care carantina instituită în centrul Chinei s-ar putea să nu aibă efectul scontat. Pe de altă parte, Franța a confirmat oficial că virusul a fost depistat în cazul unor persoane sosite recent din Wuhan. Pacienții sunt internați în izolare, în Paris și Bordeaux. Numărul cazurilor e posibil să crească rapid. De Chine par de multiples voies. Il y a une soixantaine de vols directs. Les patients sont informés à leur arrivée à Paris de la conduite à tenir en cas de température. Mais nous ne pouvons pas évidemment contrôler les personnes qui atterrissent à Bruxelles et qui rentrent sur le territoire par le train ou la voiture. Aujourd'hui, la difficulté dans un monde comme le nôtre de fermer les frontières, ça n'est en réalité pas possible. Au apărut primele cazuri de îmbolnăvire și în Australia, iar în Statele Unite s-au înmulțit. De altfel, un senator republican cere insistent instituirea de restricții de călătorie între Statele Unite și China. Însă, cel puțin deocamdată, președintele Trump s-a mărginit să laude eforturile și transparența de care dă dovadă puterea de la Beijing. În țară, după două zile în care școlile și majoritatea instituțiilor publice au fost închise, multe familii au ieșit prima oară din casă pentru a merge direct la spital. Gripa sezonieră evoluează conform așteptărilor medicilor, într-o țară în care doar 8% din populație a fost vaccinată. Ce drept stă mai bine ca anul trecut, când la sfârșit de ianuarie erau de 10 ori mai multe decese. Din nefericire, în lipsa unei campanii naționale de informare, mulți se expun inutil. De la bebeluși de o lună care abia mai pot să respire până la preșcolari și elevi toropiți de febră și istoviți de așteptare, toți riscă să dea mai departe ce au luat de la alții. Sunt 3 copii care nu vin la școală. Da. Unii părinți au venit direct la urgențe, fără să încerce măcar câteva ore remedii simple, un ceai cald cu lămâie și miere sau un sirop împotriva durerii. Măcar un control. Știu că nu e bine, dar n-am decât să la farmacie să luăm cine știe ce, mai bine să-l vadă un medic. Așteptăm să facem niște analize. Jumătate dintre testele rapide făcute în această cameră de gardă arată prezența unei tulpini gripale. Aproape toți copiii ajunși la urgențe sunt nevaccinați sau vaccinați incomplet. Nu am apucat, pentru că e vaccinul în frigider, dar a făcut o viroză fix înainte de vaccinare și nu am reușit să o vaccinăm. Ca să fim siguri că nu vom avea o epidemie de gripă, acoperirea vaccinală trebuie să fie de minim 70%. Este? 8%. Vaccinul intranazal. L-am avut cu termen de valabilitate până la finalul lunii ianuarie. S-a terminat ceea ce am avut pe stoc. Producătorul spune că nu vom mai primi. În realitate, cei mai mulți dintre adulți nu cer măști și pentru ei. 8 copii au murit de gripă în sezonul trecut, însemnând 4,23% din totalul deceselor la persoane care nu erau neapărat bolnave anterior contaminării cu virusul gripal. Evident că statistica nu înseamnă nimic atunci când este la risc copilul tău. Și în lipsa unei modalități eficiente și rapide de prevenire prin vaccinare, singura metodă de a ne păzi
zi este să purtăm asemenea măști oricând ajungem în locuri aglomerate, mai ales într-o sală de așteptare. Un studiu recent a arătat că în medie de 23 de ori pe oră punem mâna la nas, gură și ochi, iar acestea sunt porțile de intrare pentru virusul gripal. Mie mi se pare ceva normal să ne protejăm și de cel care e bolnav și de noi, să-i protejăm pe alții. Pot să tușesc în mască liniștit. De luni puteți cere medicilor de familie să vă treacă pe lista suplimentară de vaccin injectabil, chiar dacă dozele promise de Ministerul Sănătății sunt în prezent încă în depozitele producătorilor. În timp ce gripa devine de la zi la zi o problemă tot mai serioasă în România, a fost primăvară la sfârșit de ianuarie. La Curtea de Arce și Târgu Jiu, astăzi s-au înregistrat 15 grade, iar în București oamenii s-au plimbat în tricouri și au cumpărat ghiocei. Temperaturile sunt anormal de ridicate pentru data din calendar și au fost influențate de un val de aer cald care a ajuns deasupra țării noastre. Astăzi, cei care au ieșit la plimbare au renunțat la hainele groase, însă au avut în plus ochelari de soare. Ghiocei, oameni în tricou și o maximă de 15 grade. Aceste elemente ne duc deja cu gândul la luna martie, dar va trebui să mai așteptăm. Până atunci ne putem bucura de vremea de primăvară în acest weekend și la începutul săptămânii, când vom avea temperaturi cu 10 grade mai mult decât normalul acestei perioade. Este vreme de tricou, întrucât soarele este binevoitor să ne încânte cu razele de soare în aceste zile minunate de ianuarie, când de fapt ar fi trebuit să fie aici plin de zăpadă, să fim cu săniuța. Este foarte, foarte cald, vreme extraordinară să stai în parc cu copiii. Cel mai cald a fost în sudul și în estul țării, zone în care a ajuns valul de aer cald venit dinspre Mediterană. La fel va fi și ziua de duminică, o zi în general frumoasă din nou în partea sudică a țării cu temperaturi ce vor depăși 10 grade la amiază, eu știu temperaturi de 13-14 grade din nou în zona deluroasă. Ianuarie, în momentul de față, este în topul celor mai secetoase luni ianuarie de când se fac observații. La Târgu Jiu, termometrele au indicat 15 grade Celsius. Anul trecut, pe vremea aceasta, era viscol. Neobișnuit de cald, nu mă așteptam, dar cred că va fi ceva normal de acum încolo. Ne bucurăm de vremea asta primăvăratecă și nu prea normală. Suntem subiectivi și ne bucurăm de ea. Deși în sinea noastră știm că nu e în regulă, dar na. Starea de bine se menține și săptămâna viitoare, când ne vom bucura de 10-11 grade. Același soare nesperat de ianuarie a umplut de veselie Valea Prahovei. Mii de turiști și-au petrecut ziua pe pârtii, pe cărări de munte, ori au făcut plimbări între stațiuni. Este adevărat că cei care au insistat să meargă cu mașina au cam pierdut timpul pe DN1. S-a circulat cu dificultate, în special între Sinaia și Bușteni, însă la destinație cei mai mulți s-au dezmorțit la petrecerile organizate în aer liber. În predeal s-au etalat blănuri lângă grătarele pe care sfârâia bulzul și ceaunele care dădeau un clocot. De dansat, s-a dansat mai mult pe loc, cu paharul în mână. Atmosfera, natura, tot! Mâncărică bună, băuturică bună, lume bună. Pentru că a fost mai degrabă o zi de primăvară, schiorii au fost convinși că temperaturile ridicate de la prânz vor strica pârtiile, printre ei și acest domn. Pârtia e bunicică. Ce să vă zic, zăpada e cam de primăvară, așa, e cam moale de dimineață, din păcate, da? E bună, e o plăcere extraordinară. Vedeți că sunt la o vârstă destul de înaintată și încă îmi place să schiez. Pârtea este bine bătută, e în condiții optime. Pe măsură ce se apropie de ora prânzului, normal că pârtea începe să strice, zăpada să moaie. Cei sosiți la munte cu rulota pe Valea Cerbului s-au bucurat și ei de peisaj, dar mai ales de o masă copioasă. Căriță de porc, cartofi prăjiți, un pic de sălățică și aia e cam tot. Acest tată a vrut să le arate celor mici ce înseamnă viața în natură. Am luat câțiva dintre cei 8 copii ai mei și am venit la rotă. Nu e niciun frig, am sobița, merge sobița, n-am nicio treabă. Mai îngheață apa, te duci în rulotă destul de devreme că se face foarte frig, mai ales dacă bate vântul. Ne încălzim reciproc, mai tai un lemn, mai faci un foc așa, ești obosit și practic dormi super. Aseară, după ore petrecute în trafic, șoferii au avut parte de o altă experiență neplăcută. În parcarea de la Cota 1000 din Sinaia a ieșit cu scandal. Primăria a instalat un nou sistem de plată, dar bariera care ar fi trebuit să se ridice pentru fiecare mașină în parte la ieșire s-a blocat. Coada a devenit astfel interminabilă. E posibil așa ceva cu copii? Dar nu-i normal! Stăm de o oră.
Și cât ați înaintat? 20 de mașini. Administrația locală a promis că va lua măsuri. Tot în stațiunile consacrate de la munte s-au făcut deja liste de așteptare pentru vacanța de Paște. La ce tarife să se aștepte doritorii, aflați în câteva momente. Autoritățile din Brașov sunt în alertă după ce o femeie a fost găsită în locuință fără viață și cu urme de lovituri pe corp. Polițiștii au ajuns inițial la fața locului în urma unui alt incident după ce vecinii au anunțat că un bărbat este violent. După ce l-au imobilizat pe individ, anchetatorii au făcut cercetări pe stradă și așa au găsit în apropiere și cadavrul. Cu date de ultimă oră ni se alătură Madalina Bucur. Bună seara, Madalina! Bună seara tuturor! Chiar în aceste momente criminaliștii fac cercetări la fața locului și ridică amprente din casa femeii, dar și alte probe. Polițiștii au îngrădit zona și au interzis accesul în apropierea casei unde fac măsurători. Individul violent care a distrus poarta unui vecin de pe stradă este audiat de polițiști alături de alți locuitori din zonă care au reclamat scandalul. Vecinii spun că femeia în vârstă de 87 de ani locuia singură, nu avea copii, iar soțul ei a murit în urmă cu 2 ani. Vorbesc de o persoană și cunoscuții spun că nu știu să fi avut vreun scandal cu cineva. Acum anchetatorii încearcă să afle dacă există vreo legătură între moartea bătrânei și celălalt incident în care a fost implicat individul violent. Acestea au fost informațiile, noi vom reveni cu detalii. La revedere! Madalina, mulțumesc! Continuăm cu scene șocante surprinsă de o cameră de supraveghere în orașul Drăgășan din Vâlcea. O barmaniță a fost bătută și tâlhărită de doi indivizi. Aceștia au trântit-o la pământ pe biata femeie, apoi au luat 1100 de lei și telefonul mobil. În imagini se vede cum aceasta este târâtă și lovită cu sălbăticie. Suspecții, doi tineri de 17-18 ani din județul Olt, au fost repede identificați, iar polițiștii au descins acasă la ei. La percheziție a fost găsit și celularul victimei. Agresorii au fost arestați preventiv pentru 30 de zile. Experiența la limită pentru 10 turiști după ce un incendiu violent a cuprins o cabană din localitatea Luncile Prigoanei în munții Șuranu. Oamenii au reușit să iasă înainte ca flăcările să înghită întreaga construcție. Focul care a pornit de la un șemineu s-a extins și la acoperișuri la două construcții aflate în apropiere. Pompierii ajutați de localnici au reușit să înlăture pericolul, însă operațiunile au fost îngreunate de drumul dificil de acces, dar și de distanță. Cabana era asigurată, însă pagubele sunt însemnate. România riscă să piardă peste 120 de milioane de euro dacă nu va finaliza urgent achiziția a 70 de tramvaie. În mai multe orașe din țară, Ministerul Dezvoltării nu a reușit să ducă la bun sfârșit licitațiile, iar procedurile trebuie reluate. Cei responsabili susțin că firmele care au depus oferta au încercat să vândă tramvaie cu un consum mare de energie. Cam așa arată cele mai multe tramvaie din Galați. Sunt vechi și nu oferă niciun fel de confort, așa că dacă au de ales, oamenii preferă să meargă mai degrabă cu autobuzele. Ca să schimbe situația, Ministerul Dezvoltării a promis orașelor Brăila și Galați câte 10 tramvaie noi. Licitația pentru cumpărarea lor a fost demarată în ianuarie anul trecut, dar după mai multe amânări a fost anulată. E a doua oară când licitația în cadrul Ministerului se anulează. Nu știm motivația. A fost anulată în final, urmare a unor oferte neconforme. În Botoșani, autoritățile voiau să cumpere cu 72 de milioane de lei bani europeni 9 tramvaie. La licitația organizată de Ministerul Dezvoltării s-au înscris două firme, însă după ce au fost analizate ofertele, nu a fost anunțat niciun câștigător. Și în acest caz, licitația a fost anulată fără prea multe explicații. Era o nevoie stringentă să avem aceste tramvaie. Dorim și explicații pentru faptul că s-a anulat licitația. În așteptarea tramvaielor promise pe străzile din Botoșani, circulă unele cumpărate înainte de 1980. Trebuie schimbate, că sub orice critică. O să râd pe linie, nu mai căzut o roată. 17 tramvaie noi ar fi trebuit să ajungă și în Craiova. Pentru cumpărarea lor au fost organizate două licitații. La prima dintre ele nu a participat nimeni, la a doua a fost un singur ofertant, dar din cauza unor probleme la caietul de sarcini s-a anulat licitația. Craiova chiar are mare nevoie de schimbarea tramvaielor. Sunt vechi, eu cred că au o durată de funcționare mult depășită. Ne lipsesc cu desăvârșire piesele de schimb, cârpim zilnic la ele. Reprezentanții Ministerului Dezvoltării susțin că firmele care au depus oferte nu s-au putut încadra în cerințele tehnice impuse. Autoritățile au cerut un consum redus de energie pe care producătorii nu au putut să-l respecte. În câteva săptămâni sperăm să fim în situația de a relua licitația. Eu vă asigur că nu vom pierde acești bani, 120 de milioane de euro. În toată țara, statul și-a propus să cumpere 70 de tramvaie pentru transportul public.
Comercianții care sperau să facă profit în sezonul rece sunt disperați. Sunt zone din țară unde nu a căzut niciun fulg până acum. Așa că pe rafturi au rămas sănii, lopețe de zăpada, materiale antiderapante sau lanțuri pentru roți. Singura parte bună este că toate aceste articole nu sunt perisabile. Așadar, pot fi vândute și la anul. În Timișoara sunt vânzători cărora lipsa zăpezii le-a dat peste cap socotelile. O singură lopată înainte de Crăciun. Anul trecut o mai mers, dar anul ăsta nu. Avem lopeți de zăpadă, cabru de pornire la mașini, lanțuri de roți. Le ținem pentru anul următor. Deși nu reușesc să-și vândă marfa, comercianții țin la preț. Cele mai ieftine lopeți costă 30 de lei, însă sunt și cu 130 de lei. Sănile pentru copii nu sunt mai ieftine de 100 de lei. Am început anul, nu s-a vândut lopeți. Săni avem, dar nu am vândut niciuna, având în vedere că nu este zăpadă. Vânzările nu merg și pentru că unii români s-au aprovizionat în anii trecuți cu unelte pentru iarnă. Le țin însă nefolosite în debarale. Anul trecut am reușit să cumpăr lopată de aici, dar văd că am cumpărat-o degeaba anul ăsta. Nici urmă de zăpadă, n-a fost deloc. În Târgu Jiu, cel mai mare magazin din oraș, are stocul de lopeți aproape intact. De o lună, marfa își așteaptă pe raft cumpărătorii și nimeni nu e interesat de ea. Avem de anul trecut, că anul trecut le-am folosit, dar anul ăsta... Nu cumpără nimeni. Nu le mai cumpără nimeni. Ce face bine? Există și societăți care se bucură că nu a nins deloc în această iarnă. De pildă, cele care se ocupă cu desăpezirea. Au făcut economii, mai ales la materialul antiderapant, în jur de 35% comparativ cu anul trecut. Asta însemnând undeva la 4 milioane de lei. La utilaje undeva la 15% comparativ cu anul trecut. 200 de mii de lei la nisip. Meteorologii anunță că nu vom avea parte de ninsori nici în perioada următoare. Dimpotrivă, vremea se va încălzi. Fostul acționar de la Dinamo, Dragoș Săvulescu, a fost eliberat din arestul poliției italiene, deși este urmărit internațional. Asta după ce în urmă cu mai puțin de 2 săptămâni se predase la poliția din Napoli însoțit de avocat. Acum, potrivit unor surse, judecătorii din peninsulă nu i-ar fi impus restricții și nici nu l-au obligat să achite vreo cauțiune. Rămâne de văzut dacă va fi sau nu extradat în România. Anul trecut, în februarie, Dragoș Săvulescu a fost condamnat definitiv la 5 ani de închisoare alături de fostul primar al Constanței, Radu Mazăre, și de Cristi Borcea în dosarul retrocedărilor de plaje. În Italia, Săvulescu s-a plâns că ar fi fost victima sistemului din țara natală. Românii cu gândul la mese pline, dar mai ales dornici să scape de agitația din bucătărie, și-au rezervat deja vacanța de Paște la munte. Asta deși majoritatea hotelierilor anunță scumpiri de până la 15% față de anul trecut. În Poiana Brașov, telefoanele recepțiilor sună deja pentru rezervări. Acest boutique hotel de 5 stele a fost ocupat integral pentru perioada Paștelui, imediat după Revelion. Au venit solicitări online, prin diverse platforme de rezervare. Prețurile sunt puțin mai mari față de anul trecut, 10-15%. De Paște le-am pregătit un pachet special de 4 nopți începând de vineri. Aici, turiștii plătesc pentru 4 nopți de cazare într-un apartament pentru 2 persoane 2500 de lei. În multe hoteluri, deși gazdele lucrează încă la pachetele de Paște, turiștii sunt nerăbdători. Nu sunt gata elaborată, nu le-am scos. Oamenii au sunat, avem listă de așteptare. Eu zic că e mai bine la hotel. De ce? E mai liniște și... nu știu. Relaxare mai multă. Unde vrei să petreci Paștele? Cred că vreau tot la un hotel. De ce? Nu, mai multă distracție. Pe Valea Prahovei, la pensiuni de 4 margarete, oferta pleacă de la 450 de lei de persoană pentru 3 nopți. Cu cozonac, cu miel la ceaun pe foc de lemn negătit, cu ciorbița tot la fel de miel, cu drob de casă. Reprezentanții din turism preconizează un grad de ocupare de peste 90%, la fel ca de Crăciun. Vânzările sunt mai mari decât anul trecut pe vremea aceasta. Dintre cele mai scumpe, dar foarte interesante și bogate pachete de Paști, avem în Delta Dunării, la 4 stele, servicii cu piscine interioare, exterioare, 2600 de lei de persoană, dar avem și în capătul celălalt al litoralului românesc, să zicem la Mangalia, la un hotel de 3 stele, serviciu all inclusiv, cu 850 de lei de persoană. Cei care vor să fie răsfățați la spa au ales Băile Felix, unde vor da până la 2000 de lei de persoană. Etna dă din nou semne de viață. În ultimele zile, specialiști au observat mai multe explozii produse în craterele vulcanului. Pe lângă norii de cenușă au apărut și râuri de lavă care și-au croit drum pe pantele muntelui.
Din fericire, în apropiere nu sunt locuințe, însă mulți turiști merg special pentru a fotografia lava care strălucește în timpul nopții. Etna este unul dintre cei trei vulcani activi ai Italiei, alături de Stromboli și Vesuviu, și a erupt ultima oară în vara anului trecut. Trecerea noului an chinezesc, anul șobolanului de metal, a fost marcată de epidemia izbucnită în centrul Chinei, acolo unde peste 40 de milioane de oameni sunt în carantină. Autoritățile chineze au anulat evenimentele de stradă, dar chiar și așa, oamenii au sărbătorit în familie și au privit la televizor tradiționalul spectacol. Un amestec de varietăți, muzică, dansuri, circ și propagandă patriotică. Trecerea în noul an lunar s-a făcut fără prea mult fast în China. Cele mai multe dintre evenimentele în aer liber la care participau în mod obișnuit mulțimi uriașe de oameni au fost anulate din cauza epidemiei din Wuhan. De voie de nevoie, sute de milioane de chinezi s-au mulțumit să urmărească tradiționalul spectacol televizat de anul nou, al cărui scenariu a ținut pasul cu actualitatea. Astfel, una dintre temele principale a fost solidaritatea poporului chinez în lupta cu noul virus. Chiar și fără să fie consemnați în case din cauza carantinei, pentru chinezi, spectacolul de anul nou e un fenomen cultural care atrage o audiență mai mare decât Oscarurile, premiile Emmy și premiile MTV la un loc. Pe de altă parte, în templele din Corea de Sud, Malaezia ori Indonezia, mii de oameni au așteptat la cozi să aprindă bețișoare parfumate. Tradiția spune că primul care aprinde un bețișor în noul an va avea noroc. În Hong Kong, atmosfera de sărbătoare a fost umbrită de ultimele câteva luni de proteste antiguvernamentale care și-au lăsat amprenta asupra afacerilor locale. Potrivit cunoscătorilor, noul an chinezesc va fi unul al schimbărilor și al revoluțiilor politice, iar intuiția, inteligența și cunoștințele vor fi la mare preț. Deși președintele rus Vladimir Putin nu este tocmai genul de politician prietenos cu muritorii obișnuiți, iată că și el ignoră uneori protocolul. În timpul vizitei în Cisjordania, pe când trecea în revistă Garda de Onoare Palestiniană, Putin a ridicat de jos cascheta căzută a unui ofițer și i-a pus-o înapoi pe cap. Apoi a făcut semn că totul este în regulă și și-a văzut de treabă. Momentul inedit s-a petrecut în Betleem înaintea unei întâlniri tet-a-tet cu liderul palestinian Mahmoud Abbas. Operațiune de salvare mai puțin obișnuită pentru un echipaj de pompieri din California. O familie a chemat de urgență pentru a elibera un cățel care își prinsese capul într-o roată de rezervă. Militarii au încercat mai multe metode pentru a-i reda libertatea patrupedului în vârstă de 3 luni. De pildă, i-au uns ceafa cu ulei ca să alunece mai ușor atunci când îl trag. Nu a funcționat însă. Până la urmă au fost nevoiți să-i dea un sedativ ca să liniștească și au tăiat roata cu flexul. Operațiunea s-a încheiat cu succes, iar cățelul își revine treptat din spaimă în mijlocul familiei.